Aparatele mobile care asigură ventilație non-invazivă pentru bolnavi ar putea fi luate în custodie la domiciliu de către cei cu astfel de afecțiuni. Este vorba despre acei pacienți care au insuficiență respiratorie cronică, provocate de diverse afecțiuni de la fibroză chistică până la sechele de tuberculoză sau poliomelită. E scapă astfel de paturile spitalelor și posta cu cei dragi acasă. V-ați dori să stați cu lunile în spital, pe un pat de spital? Pa, același aparat acasă, până la urmă. Da. Sau acasă, eventual, cu lunile în spital, cu o gaură în gât, da, cu o traheostomă, alături de alți bolnavi, mai moare unul în patul din stânga, mai moare unul în patul din dreapta, psihologic vorbind, sau acasă, cu o mască pe față, pe care ți-o poți da jos, poți mânca, poți vorbi cu familia, ți-o pui din nou la loc, înconjurat de cei dragi, uitându-te la televizor, citindu-ți cartea preferată, mirosindu-ți florile preferate, și vizitat de prieteni în liniște, nu pe patul de spital. În Olanda, astfel de sisteme sunt implementate deja de 30 de ani, iar medicii români colaborează cu specialiștii din țara lalelor pentru o eficientizare a sistemului și în România. There is a very solid system 24 hours every day. So if there is a problem with the patient, they can call us. So the nurse has 24/7 on call, which I think it's very important because sometimes there's safety issues. So I think really important to have that in this country as well. Implementarea unui astfel de sistem în România ar putea duce la scăderea cheltuielilor cu pacienții care stau în spitale perioade îndelungate datorită faptului că au nevoie de ventilație. Faptul că au un ventilator și o ventilație la domiciliu și că noi putem să-i descărcăm acolo, acest lucru reprezintă o scădere financiară. Singurul lucru care îl mai văd eu cu mare și nu e simplu și dificil, este realizarea logistică. Rolul ventilației non-invazive este acela de a preveni agravarea insuficienței respiratorii și de a ameliora calitatea vieții celor care suferă de boli incurabile. Din primele estimări, închirierea unui astfel de aparat ar putea costa aproximativ 100 de euro pe lună, din care Casa de Asigurări de Sănătate va deconta o parte din bani, ce va fi stabilită în perioada următoare. 500 de pacienți ar putea beneficia de acest program.